Bună ziua, dragii mei! Sunt Tarotela cu o nouă etalare la alegere pentru aprilie. O să încerc să fac și pe zodii să vedem ce iese din încercările pe care doresc să le manifest. Dragii mei, m-am tot gândit ce să vă pun să alegeți și m-am hotărât. Pe lângă faptul că vreau să vă ofer floricele, că a venit primăvara, floricele din grădina mea, zambile, m-am gândit că ar fi drăguț să vă las să și alegeți. Trei zambile, roz, alb și mov. Și atunci aveți trei alegeri. Prima, cea roz, a doua, cea albă și a treia, cea mov sau, nu știu, sper că vedeți că e un purpuriu foarte frumos, da? Vă gândiți, vă alegeți și imaginați-vă și cam cum miroase aici. N-am mai aprins niciun bețișor aromat, la cum de frumos miroase. Frumos, frumos. Așadar, pentru cei care au ales deja prima narcisă, cea roz, hai să vedem anumite situații. Am uitat să vă zic, la nivel colectiv, pentru clarificatori, am primit deja un mesaj, roata norocului, la nivel colectiv. Deci, se cam schimbă lucrurile. Apoi, înainte să începe etalarea, preetalarea numărului 1 și a numărului 2 vor fi, sau preetalările de la numărul 1 de la numărul 2 sunt foarte asemănătoare. Cărțile au venit aproape identice cu câteva diferențe. Să nu vă mirați sau dacă observați în această prezentare sau alegeți și 1 și 2, veți vedea asemănările, dar și deosebile. Sper că am fost clară. Oricum, energiile se schimbă. E bine că a apărut roata norocului. Hai să vedem. Cei care ați ales numărul 1, 3 etalare. Cavalerul de monede și 8 de bâte. Cavalerul de monede și 8 de bâte la capătul setului de cărți. Poate că cineva, poate pentru unii dintre voi, vine spre voi cineva foarte, foarte încet. Cine știe de cât timp vă urmărește, vrea să construiască, să vă transmită ceva. Persoana este serioasă, dar este foarte precaută. Posibil, totuși, această precauție să fie dintr-o dorință de a fi în control. Upa, regele de spade și împăratul. Da, sunt foarte precauți acești oameni care vor veni înspre voi, dar cred că totuși în momentul în care văd un as de spade, în momentul în care se va comunica și mesagerul și cavalerul reprezintă comunicare, dar și acțiune, asul de spade comunicare, 8 de bâte comunicare, poate că e o distanță între voi, poate că e dorința de control, nu să e într-un mod negativ, vă rog frumos să nu interpretați, posibil pe un personaj a fost învățat acasă cu... Împăratul și regele de spade, oricine ar fi, vă semn de foc, de aer, gemeni în balanță vărsător, leu berbec, ce am zis? Gemeni în balanță vărsător, leu berbec, săgetător și taur, ceva fecioară. În fine, ideea este că am senzația că acest personaj, care posibil să vină înspre voi să dorească să vorbească, să aibă aceste granițe bine construite, pentru că așa a învățat acasă. Și regele de spade și împăratul sunt energii masculine. Ar putea să fie ori un bunic, ori un părinte, cineva acasă i-a învățat să fie mai sobri, să nu... să arunce cu capul înainte, să fie precauți. Și dacă ai asemenea oameni în preajmă, ajungi să te porți ca ei. În fine, asta nu înseamnă că nu putem să fim noi înșine. Rămâne de văzut cine se descoperă, cine devine autentic în acest context. Ar mai fi că acest personaj, dacă e un personaj care vine înspre voi, să... doresc să fie împăratul, varianta sa bună, este un protector. Să dorească să vă protejeze, să vă susțină, poate cu 4 de bâte să vă scoată în oraș, să discutați niște lucruri pe care nu le-ați discutat
din motivele pe care le-am prezentat mai devreme. 4 de bâte pentru mine înseamnă și o întâlnire în oraș, restaurant, mall, chestii de genul ăsta, parc, dar ar putea să fie și dorința de a avea o relație stabilă cu voi, pentru unii dintre voi. După o perioadă în care acest personaj a reținut această dorință, poate că v-a și studiat, dar în primul și în primul rând acest personaj, pentru unii dintre voi, este el de fel mai reținut și uneori e bine. Trecând peste această variantă, da, 4-7, cavalerul de monede poate să reprezinte și dorința voastră de a vă reconstrui. De a construi, nu știu fizic, în rei. Tu gândești la un turn pentru unii dintre voi, evenimente neașteptate, răscolitoare, dar dorința voastră de a vă ordona viața și să vă construiți ceva pas cu pas. Și în momentul în care vă concentrați, interesant, în viitor, aveți așa o abundență, veți ieși în evidență, veți culege roadele muncii, ce parcă sădiți ceva și munciți cu sârg. Sădiți și veți vedea roadele muncii. Poate că ați sădit mai de mult timp și veți vedea, munciți în continuare și veți vedea roadele muncii. Atunci când vor răsări primele roade, lucrurile vor prinde viteză și vă veți manifesta stabilitate, autonomie acasă, independență și puterea de a vă proteja, energie și înțelepciune să vă protejați casa și să începeți ceva, nu știu, poate un nou business, poate o colaborare, în fine, sunt multe variante, am dat câteva. Sper că veți rezona cu cele mai bune, da? Hai să vedem numărul. Ia uite, regele de monede, apropo de cavaler, rege, cineva vrea să fie stabil. Poate că voi vreți să fiți stabil, poate că sunteți într-o anumită formă stabil, foarte bine din punct de vedere profesional, dar mai aveți ceva de lucru sau poate aveți un alt proiect la care lucrați. Regele de monede, taur, fecioară, capricorn sau un aspect al vostru. Odată. De două ori. De trei ori. Ia uite, tot sar cărțile, 10 de bâte, da, munciți. Ați muncit prea mult pe câmpuri pline de bălăriși de spin. Ați văzut câmpul acela ce frumos era la cavalerul de monede? Ați muncit unde nu trebuia, pe cărarea respectivă vi s-au pus multe responsabilități, v-ați consumat energia pe un drum care nu era al vostru, pe un teren care nu era al vostru, vă eliberați de această situație. Ia uite și vă vindecați, veți manifesta misiunea voastră. Ați văzut cum s-a răsucit 10 de bâte? Aici v-ați consumat energia, au fost oameni care v-au manipulat, care v-au bârfit sau care au vrut tot timpul să aibă ultimul cuvânt și voi ați muncit unii dintre voi. Așa. Aprilie, da? Faetonul, ce frumos numărul acestui an. Regina de vâte. Lumea. Și valetul de spade. La capătul setului de cărți, marele preot. Wow. Vai, ce interesant și ce interesant. Oh. În primul și în primul rând, pentru mine marele preot reprezintă o învățătură, educația pe care ați primit-o acasă. Mai să vedem, da? Educație. Ați primit-o acasă sau chiar la școală, la școli înalte pentru unii dintre voi, dar în mod special acasă. Pentru că am văzut acolo 10 de bâte dați în urmă, acolo cineva v-a pus în cărcă mai mult decât era cazul. Orv, dacă nu e vorba de voi, poate e vorba de altcineva din viața voastră. Dar eu povestesc așa, la modul general și vă alegeți voi persoana. Educația voastră, religia în care v-ați crescut, v-a învățat ceva.
despre tradiții, să îndurați, să munciți, să faceți cu tare și cu tare și cu tare și cu tare. 7 de spade, aici v-ați păcălit voi. Poate cineva mai aud, a predicat. Ei, știți, eu am văzut multe în viață și am trăit multe în viață, de-aia spun și varianta asta. Ați avut în preajmă predicatori falși, mincinoși. Mincinoși în sensul că viața de zi cu zi, una e în public, ce predică ei în public, și alta este realitatea. În realitate au fost niște prefăcuți mincinoși, poate chiar și hoți într-o anumită formă. Însă apare soarele. E un soi de viitor. Vorbesc la prezent, e ca și e de fapt un viitor, dar eu vorbesc la prezent, pentru că se va manifesta pentru unii cu siguranță. Apare o trezire. Soarele reprezintă trezirea la realitate. Trezirea, inspirația divină. Lumina, se pune lumina pe această situație. Cavalerul de spade poate să fie un personaj care comunică și aduce lumina, dar poate să fie și inspirație, o idee. Cavalerul ăsta este alb, este mental până la urmă. Poate să fie chiar un ghid spiritual cu temperanța, un înger. Uf, ce frumos! Temperanța înseamnă comunicarea voastră cu îngerii. Un înger, un mesager divin, vă arată într-o formă sau alta, intuitiv, eu știu, printr-o idee, vedeți ceva, că e soarele, se pune lumină, ceva se întâmplă și vedeți lucrurile. Sau mai bine zis, faceți diferența între credință, adevărata credință, soarele, și preconcepții sau tradițiile învechite. Odată văzut acest adevăr, vă va șoca, pentru că acest cavaler de spade vine într-un mod neașteptat și șocant. Vă va șoca, veți avea nevoie un pic de timp să vă echilibrați. Eventual să vă conectați la intuiția voastră, la îngerii voștri, și să vă vindecați de acele minciuni. Și apoi veți începe să vă cuceriți o nouă direcție în viață. Mulți cavaleri la voi, mulți, și văd și faetonul, mișcare. Nu știu cum a fost până acum, dar încet, încet lucrurile se mișcă, că tot am văzut roata norocului. Vă veți cuceri viața. 8 de cupe, lăsați în urmă ce nu v-am primit. Problemele financiare, oameni care v-au lăsat la greu, dar îi și blocați. Creați în jurul vostru niște ziduri, greu de trecut, nu oricine, nu zic... Nu oricine va trece aceste ziduri. Veți fi foarte precauți cu cei pe care îi veți lăsa în preajma voastră și vă veți concentra pe muncă, ca să uitați de o suferință mare, de o trădare, poate chiar și de un doliu. 10 de spade, poate să fie voi să vă simțiți la pământ, răniți, distruși sau altcineva. Da, veți munci ca să vă ridicați, am văzut cavalerul de monede, să vă reconstruiți, da? Da. Pentru unii poate este o dragoste, care, cineva pe care i-ați iubit și v-a trădat. Marcaș puternic în semn de aer pe pământ. Dar zic marcaș, poate să fie și apă. În fine, mie indiferent harta astrologică a personajelor care v-au trădat. Ideea este că veți merge către stea, către misiunea voastră, către vindecare, mai greu, dar sigur, și către stabilitate. Și cu 5 de bâte veți da cu ei de pământ. Pe cei care v-au răsturnat viața la un moment dat, le veți răsturna și... Dar știți cum? Eu zic așa, poate mai dur, dați cu ei de pământ, dați energetic, pentru că bâtele înseamnă energie. Veți avea o energie de nu va fi... Nu vor putea ei să vă pună la pământ. Și asta le va... Îi va șoca. Acum, da, știu, ciudate interpretări, dar... Nu știu, simt că sunt bine. Dacă e cineva care a mințit într-o căsătorie, într-o familie, iar... Adaptați-vă! Poate cineva, tot așa, cu marcaș puternic în semn de aer și de
Pământ Taur, gemeni, balanță, vărsător Taur, a ascuns faptul că sunt atrași, dar veți primi vești despre atracția pe care o simt și pe care au încercat să o tempereze. Au încercat să se detașeze, dar n-au reușit. Voi, între timp, în singurătatea și problemele prin care ați trecut, ați învățat să munciți, să vă ridicați singuri. Mesaje. Acușica, hai să clarificăm. Clarificăm. Faetonul, regina de bâte, lumea și valetul de spade. Comunicare sigur va fi o încheiere de capitol. Posibil cineva să vină de peste hotare cu lumea și cu faetonul și să comunice ceva cu voi. Posibil. De peste hotare sau personaj cu care ați comunicat online. Eu simt că sunteți voi, regina de bâte. Persoane creative puternice. Nu contează în ce situație sunteți puternici și aveți și magie, aveți autoritate, creativitate, sexualitate, farmec. Acum, înainte să clarific, orice a fost tulbure, ciudat, neplăcut, faetonul, lăsați în spate. Luați energiile, experiențele și triste și frumoase și mergeți mai departe. Faetonul, ca și eremitul, am spus-o de nu știu câte ori, repet, pentru cei care poate sunteți prima oară aici, și ne-ați reținut acest detaliu. Faetonul, ca și eremitul, merg către stea, către misiunea voastră. Mergeți către misiunea voastră, către vindecare, și în timpul acestui proces de vindecare vă veți descoperi iubire. Iubire. Stai cu minte. Vă veți descoperi misiunea. Chiar dacă e mai departe, pentru unii misiunea steaua să fie mai aproape, depinde unde sunteți în călătoria aceasta, pentru alții să fie mai la distanță. La un moment dat, poate unii dintre voi veți călători și peste hotare, nu știu dacă luna asta, dar primăvara asta, să zicem, unii, nu toți. Uite, este că renașteți. Eu acum văd lumea, asta ne atrage atenția în această carte, un soi de renaștere. Și am zis, bine, totuși, reconstrucție, când am vorbit de Cavalerul de Monede, la nivel personal. Dacă este vorba de un personaj care vrea să comunice cu voi, iar veți vedea cum se adaptează acel mesaj în viața voastră, pentru că etalarea e colectivă și sunt mii de oameni care ascultă. Acum, în această nouă etapă și renaștere, valetul de spade poate să însemne și dorința voastră de a studia ceva, pentru că valeți în general și mai ales cel de spade și de monede sunt studioși, sunt ucenici. Unul este mai, cum aș spune, versatil, cavalerul acesta care vrea să comunice cu voi. Valetul de spade este mai versatil. Valetul de monede este mult mai... seamănă cu cavalerul de monede. Mai... mutamo. Mai organizat. Are agenda de lucru. Acesta e mult mai spontan. Dar, pe de o parte, și voi studiați ceva, eventual acest nou capitol în care veți intra, veți... Deci nu știu dacă ar spune corect intra, veți, eu așa simt ce frumos, veți fi trași în sus, în acest nou capitol, în această nouă lume. O, ce frumos, eu văd ascensiune, în acest moment lumea o văd ca pe ascensiune. Da. Acum, hai să vedem ce alte mesaje vin. Asul de monede... o nouă, cineva visează, aveți opțiune, în primul rând, printre toate opțiunile aveți una care vă permite un business, o nouă relație de lungă durată. Poate sunt visele cuiva. Visurile, cum vreți voi să le ziceți. Hai să clarificăm. Faetonul, cât am vorbit? Opt de bâte reapare. Călătorie. Posibil cineva vine de peste hotare, în cazul în care nu călătoriți voi de peste hotare. E a doua oară când apare 8 de... Iată, și asul de cupe. Vindecare și dragoste. Și temperanță cu vindecarea. După o situație dramatică, moartea, pierderea cuiva sau pierdere plină de mister care va afecta, să zic, energia, dar vă refaceți. Va afecta credința, va afecta dragostea, dar vă veți reface.
Vă veți transforma radical. Vă veți transforma radical. Ați văzut soarele și regele de cupe. Veți ierta și veți... Măi, veți renaște, veți ascensiona. Am zis că vreau să tai odată. Măi, Marea Preoteasă, ascultați-vă. Intuiția iar creștere spirituală. De două ori. De trei ori. Ia uite, 8 de spade și împăratul. Și aici este împăratul și 7 de spade. Măi, cine v-a manipulat? Vor pica în capcana mentală în care au încercat să vă atragă sau poate n-au încercat. Pur și simplu ei sunt blocați și vă veți elibera. Astea sunt programe mentale. Religii stricte, familii stricte. Puf. Dar, poate, dacă nu e energia voastră, energia acestuia, iar revine. Mai, cavalerul de spade. Cavalerul de spade, gemeni, balanță, vărsător. Un personaj care vrea să vorbească despre dragoste, despre colaborarea cu voi, despre prietenia cu voi. Poate speră că împreună veți avea stabilitate, îi veți inspira să depășească niște obstacole. Acestea de acasă, eventual. Hai să tai. Împăratul. 3 de monede. Lumea pe lume. Băi, deci se poate. Lumea pe lume. Încheiați un capitol și începeți altul. Ia uite. Vă eliberați de vechiul capitol. 6 de spade înseamnă eliberare mentală și valetul de spade înseamnă inițiativă într-o nouă direcție. Eventual studiați. Poate să fie totuși un personaj cu marcaj puternic în semnul geminilor care... De ce am zis, mă? Gemeni, balanță sau vărsător. Care... Să lase în urmă ceva și să comunice despre aceste noi perspective. Cu voi, cu ajutorul vostru, sub inspirația voastră. Oh. A fost o romanță intoxicantă în viața cuiva. Zic a fost. Pentru că acest personaj am senzația că v-a lăsat. 5 de monede reapare, am văzut mai devreme. V-a lăsat pentru o nouă aventură, eventual. Dar aventura lor, am senzația că s-a lăsat cu un copil sau pur și simplu aventura lor le-a arătat cât de imatur sunt și ei emoțional și persoanele cu care s-au cuplat. Însă, uite, asul de monede. Probabil acest personaj va încerca să se lupte, să vă bruieze oarecum reconstrucția. Dacă vine totuși un personaj solid, vreau să zic stabil, solid mental, principial. Așa, dacă vine acest personaj, probabil acesta mai tulbure să încerce să se bage între voi. Dar eu zic că veți alege o nouă cale, o nouă etapă în viața voastră, 0 și asul de monede. Ia uite, 3 de cupe. Cu oameni înțelepți, măi, regele de spate trecând peste orice zodie, este un personaj înțelept. Care visează, e interesant, dar regele de spade mai visează, dar nu zice. Nu o să zică niciodată. Poate că mai fuge și el de... Bine. Deci, faetonul și împăratul, mergeți către stabilitate. Acum că a venit un personaj important, veți trăi și veți vedea, important. Eu știu cât e important e... Înalt, bine făcut, încearcă să se echilibreze, să nu știu că reușește să-și echilibreze energiile masculin și feminin, încearcă, îi urăm succes. Dar ar putea să fie acest personaj care vine spre voi, împăratul. După ce s-a reținut, a încercat să fie în control. Dacă știți că ați avut de-a face cu un personaj important, într-o formă sau alta, știți că variază acest cuvânt în funcție de viața fiecăruia, important, pentru voi sau pentru alții, foarte strict, destul de dur, vă eliberați voi de ei. Acușica, regina de monede și... Dar o fi și de monede. Regina de băte și 3 de monede. Vă construiți viața, am zis că vă reconstruiți viața, cred că
Vă folosiți energia creativă 3. 3, da. Ca să... Știți ce simt? O să zic ideea și pe urmă zic pe următoarea. Am zis că vă folosiți energia creativă ca să vă recreați viața, să vă reinventați. Aveți pasiune, aveți creativitate, aveți determinare, aveți energie, aveți și magie. Acum și ca simțeai că... E un personaj care... E un om simplu. E un om simplu, dar serios, muncitor. Care a stat într-o situație, poate la locul de muncă, trei de monede, că de obicei e trei, da? E jobul. Poate a stat în preajma unor oameni care l-a trădat sau a trădat-o. Personajul e simplu. Dar vedeți cum dislocă acest as de monede pe care l-am văzut mai devreme. Dislocă acest as de monede, de ca și când ar vrea să vi-l dea vouă, să vi-l ofere vouă, pentru că meritați, pentru că inspirați. Poate vrea să înceapă o nouă afacere, poate vrea să fie independent și voi inspirați acest personaj pentru unii dintre voi. Dar trei de monede înseamnă colaborare fructoasă, de succes cu regina de bâte. Un nou capitol, un vechi capitol. Interpretați cum vreți, lumea și lumea, două lumi, poate sunt două lumi aici. Interesant, poate acest personaj vrea să se libereze de un șef, o șefă, un personaj autoritar, ce zise mai devreme. Că o fi acasă, că o fi la locul de muncă, poate nu e parte din povestea noastră, voastră ce am spus mai devreme, ci din povestea pe care o veți afla. Nu doar de la mine, ci și de la ei. Poate de acolo vor să se... detașe, nu detașeze, e și o detașare mentală, să se reorganizeze și să-și creeze un business, să devină autonom. Și voi inspirați să facă acest lucru. Să-și manifeste, cu alte cuvinte, lumea lor, în condițiile în care până atunci au trăit în lumea altora, în proiecțiile altora și așteptările, mai ales ale familiei aici, așteptările familiei. Și soarele, regina de bâte, da? Voi ați inspirat acest personaj să fie independent, să-și ia hățul. Că tot m-am bâlbâit la etalarea aceea, nu m-am bâlbâit, nu găseam cuvântul, hățurile în mână. Și zic în sens frumos. Mie mesajele mi se par frumoase, dacă voi vreți să le pângăriți, cu energie negativă e problema voastră. Dar cărțile arată bine. 6 de spade, eliberare de apele tulburi. Dacă pentru unii ați experimentat triunghiuri amoroase sau, eu știu, iar persoane autoritare la locul de muncă, voi vă eliberați, clar, și de la un ucenic, de la un simplu slujbaș ajungeți regi, regine. Why not? Ia uite, steaua, vă vindecați și mergeți spre misiunea voastră. O dată, de două ori. Regina de spade. Interesant, aici avem rac, aici avem perfect taur, din punctul meu de vedere, împăratul poate fi oricine ca și împărăteasa. Regina de spade, mod special, marcaj în geme, balanță, vărsător. Geme în balanță, poate și un pic vărsător, să zicem. Regina de spade, trei de spade. Deci a fost o situație neplăcută la locul de muncă sau poate chiar un triunghi amoros, dar... Valetul de monede, noua lume pe care, am zis, vedeți? Cineva dislocă acest as de monede și începe cu pași mici. Iar valetul de monede studiază. Posibil pentru unii dintre voi, ori voi să studiați în preajma unui personaj care vă inspiră, ori voi să inspirați pe alții cum să-și refacă, reconstruiască viața. Cavalerul de spade reapare. Spade, spade, spade. Se termină cu... Se lasă cu discuții și s-ar putea să se lase chiar cu... Cavalerul de spade foarte...
Am zis mai devreme, dați în urmă, cineva să încerce să intervine între voi și un nou personaj care vrea să stea în preajma voastră. Ne arată norocul, da. Schimbare de energie. O luați de la zero. Nu știu în cât timp. Da, vă eliberați de mincinoși. Regina de spade vorbește. Spune adevărul. Eu știu. Veți spune adevărul, care probabil că va deranja. Veți spune adevărul cuiva, că e prea autoritar, că e prea strict, că e prea crispat, că prea obsedat de a conduce voi sau altă personaj, sau alt persoană, vreau să zic, și vă veți vedea de drumul vostru. Veți spune și veți încaleca pe așa și am spus povestea așa. Da? Și de ce? Pentru că v-au dezamăgit. Pentru că, posibil, cu fi fost la locul de muncă, v-au luat, eu știu, colaborările, v-au luat contracte, s-au băgat pe clienții voștri sau... Poate să fie și un triunghi amoros, nu știu dacă obligatorul la locul de muncă, dar triunghi, triunghi e frumos, da. Vrem totuși exclusivitate, nu știu, mie îmi place exclusivitatea, dacă vă place și vouă, înțelegeți, da? Că o fi același personaj aici, că e alt personaj, variază, dar da, interesant, ar putea să fie două lumi. Două lumi. Paletul de monede. Trei de monede, vedeți? Clarifica paletul de monede. Cineva n-a fost apreciat la locul de muncă, n-a fost apreciat pentru ceea ce a vorbit, ce a oferit, cât s-a implicat. Dar această regină de bâte, orice ar fi, personajul rănit sau personajul care inspiră la vindecare și reconstrucție, e o energie pozitivă, aș spune, într-o formă sau alta. Mi-atrage atenția această floare. Și e inspirată de divinitate această regină de bâte sau acest personaj. Și vedeți voi valetul de monede și trei de monede. Da, veți începe ceva, ori o nouă afacere, ori o nouă relație și veți construi cu răbdare și veți avea parte de bani, de succes, dar vor fi și invidii, vor fi și invidioși, dar vă veți schimba direcția, vă veți schimba viața. Ați văzut, veți începe ceva nou. Veți începe ceva nou. La capătul setului de cărți, Regina de Cupe. Da. Sensibili, dar părăsiți de oameni. Însă, vin alți oameni în preajma voastră care vor face dreptate. Se vor implica în viața voastră tot atât cât v-ați implicat și voi în viața altora și n-ați primit nimic. Da, iau ce frumos. Se va manifesta ce? Da, eliberarea de responsabilitățile absurde și transformare. Iau de moartea. Renaștere. Renaștere. Succes cu șase de spade și soarele. Împăratul. Veți descoperi ce înseamnă un om care vă protejează versus un om care a fost prea strict sau prea autoritar. Veți vedea. Uite și cărțile astea nici nu le-am ales. Ia că așa. Am vorbit mult. Numărul 1, mesaj. Numărul 1, mesaj. Mână că nasul. Iau cadou sau... sau iau bătaie? Cine încearcă să se dea la mine, vai de capul, băi. Sau ei.
24. Dragoste, e o poveste de dragoste. Prin orice ați trece, păstrați-vă sufletul deschis. Da. Și vă veți echilibra într-o relație care vă aduce stabilitate și sensibilitate în același timp. Da, manifestați, cavalerul acesta, o renaștere și bani și succes. Energia voastră. Happiness. Da, 24-42. Am zis? Veți fi fericiți. Nu știu prin ce treceți, dar veți fi fericiți. Și vor fi, sunt mulți delfini, vor fi mulți oameni fericiți pentru voi. Da, vor fi și invidioși, dar vor fi și mulți oameni fericiți pentru voi. Apare muncă. Probabil că veți munci pentru această fericire și voi și personajul cu care vă veți întâlni la un moment dat și veți colabora. Poate o colaborare care se transformă în dragoste. E o pasiune, iar pe care unii dintre voi trebuie să o eliberați. Sau să o țineți în control. Un mesaj. Dragostea îndură. Dar a venit timp. Vezi, cred că nu mai vreți să îndurați în dragoste. 43-34. Da, nu mai vreți să îndurați. Eu cred că ați îndurat foarte mult. A venit cartea invers. S-a răsucit în toate felurile. Cred că v-ați sucit și v-ați învârtit toată viața. Vă puneți bazele unei noi relații, cred că e. 5, că înseamnă 5 schimbare. Da. O nouă romanță se va arăta la orizont. Hai, totuși mai dăm o carte. Îmbrățișați-vă emoțiile. Sau poate altcineva trebuie să-și îmbrățișeze emoțiile. Fiți în prezent și visați la viitor. Concentrați-vă pe dragoste. Și fuguța, un alt mesaj. 37. Un alt mesaj. Sau mai bine zis, un sfătuleț. Nu-mi permit eu să dau sfaturi, dar intrați în puterea voastră, prin orice ați trece, deveniți reginele acestea de bâte, da? Acționați inspirați, apropo de valeți, de cavaleri, să fie și energia voastră, nu doar a celor care vin înspre voi. Concentrați-vă pe pozitiv și practicați gratitudinea. Recunoștința. Ai. Sper că v-a plăcut numărul 1. Sper că v-a plăcut. Fiți în iubire. Iertați cât se poate ierta, dar nu acceptați. Spuneți-vă adevărul cu regina de spade. Poate să fie o relație de iubire la locul de muncă al cuiva, nu știu, posibil și asta, poate. Să fiți parte din clienții lor sau ei să fie parte din clienții voștri, din colaboratori, din ce-or fi pentru unii dintre voi. Nu obligatoriu, dar am dat și varianta asta. Oricum, munca asta se va manifesta în mod diferit la cei care ascultă sau au ascultat deja numărul 1. Vă pup, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală, numai bine, ciao, ciao! Cei care ați ales numărul 2 și zambiluța albă. Albă înseamnă vindecare, nu știu cât e puritate, dar e vindecare. Așa, zisei, că seamănă preetalarea cu seamănă. Cu numărul 1. Și ei au avut top debute în aceeași poziție. Poate vreți să ascultați numărul 1. Dar o nouă etapă. Mi-atrage atenția, apropo de zambila albă, latura albă a spadei. O latură e în lumină și o latură este în întuneric. Există un adevăr care poate fi spus și unul care trebuie reținut din niște motive. Adevărul pe care îl spunem, oricând, aduce victorie. Dar
Mi-atrage atenția eliberarea de niște umbre. Ce înseamnă acest mesaj? Variază de niște umbre, de niște energii negative, ca să se poată manifesta acest alb. Vindecare, adevăr. 8 de spade, vindecare, interesant. 5 de cupe, regrete, nu știu cât o fi doliu, că poate, știu, mai sunt oameni doliu, inclusiv eu. Dacă nu-i doliu, sunt regrete, sentiment de vină, dar în primul rând de regret că cineva a plecat în lume cu 8 de cupe și cu lumea. Și v-a lăsat când v-a fost mai greu. Însă, împărăteasa a crescut singură, de fapt nu singură, sub inspirație și protecție divină. Ca și mincinosul, fugăciosul, se uită, ia uite ce strălucește, împărăteasa mea. Am ascuns fericirea, am fugit de fericire, ia uite ce a crescut împărăteasa mea. Bine. Se va comunica, nu știu exact ce, dar cineva trebuie să aleagă. Se vede. Ca să nu mai uit. Curăț cărțile. Ua, ce gălăgie a făcut. Scuzați-mă. Situația voastră în această perioadă. Vreți să vă bag blitz? Ce ziceți? Să fiu mai bine cu blitz? Să vă florile mai bine? Bună ziua, primăvara! Hai. 18. Și soarele, dar soarele în acest set de cărți este reprezentat de energia feminină, divină, care, apropo de trei, a crescut în sinea sa, soarele în suflet. Vedeți cum mă ține, cum zic și eu, a ținut în brațe lumina adevărului, chiar dacă a fost părăsită. Și a descoperit stabilitatea în ea, 3 și cu 1, 4. Stabilitate în tine. Nu aștept să te protejeze, să te salveze nimeni. Doamnă divină, da? De obicei, Doamne așteaptă să fie salvate. Nu mai aștepta să fiți salvați, salvate. Credeți în Dumnezeu, credeți că sunteți ghidați și protejați și veți vedea. Și totuși, situația 18, poate că e luna. În secret, cineva se gândește la voi. Vă este loial, loială într-o formă sau alta? Pentru că e un simbol al stabilității, câinele, al protectorului. Ia, energia voastră, curățăm cărțile. Energia voastră, numărul 2. Butterfly. Suflet, exact ce am zis, suflet, soare în suflet. Aici v-ați transformat 2 și cu 8, 18, interesant. Unul urmează să se transforme, celălalt deja s-a transformat. Vedeți, are o legătură, 18 și 12. Acesta mai trebuie să mai manifeste un 1. Să mai manifest un ciclu, interesant, îi mai trebuie un ciclu. 10. 10 cu 18, 28. Îi mai trebuie un ciclu. Sper că nu de reîncarnare, dar mai trebuie ceva. Să încheie ceva. Până nu încheie. E interesant, vedeți? Opșa. Știți, ciclu. E un cerc, da? Mi-a atras atenția această zgardă. Este ținut în zgardă acest personaj de ceva. Aparține cuiva. Interesant. Aparține cuiva. Asta înseamnă zgardă. Aparține cuiva și totuși se gândește la voi. Poate să aparțină unui concept, unei mentalități, știți? Și fluturile se eliberează, se transformă. Vedeți, aici sunt doi fluturi, unul mare și altul mai mic. Cum să pune așa ca să se vadă frumos? Snake, doi șerpi, 4 și cu 3, 7, acest an. Se va crea, apropo de împărăteasă, se va crea ceva, veți crea ceva.
Din suflet descrie. Și cel care e mai puțin evoluat se va agăța de această creație, asta simt. Se va agăța de voi, nu știu în ce sens, bun, rău, se va agăța de voi. Probabil că acest personaj vrea să aparțină cuiva într-o formă sau alta. Nu poate să fie câini, în general. Câinii nu reprezintă libertatea, reprezintă docilitatea. Ce mesaje ciudate. Asta e când asculta asta, Rotela, mai auzit. Ai auzit și așa ceva. 2. O dată, de două ori. De trei ori. Poate această creație se începe să se manifeste de acum. Face parte din această transformare a voastră, butterfly. Numărul 2. Aprilie. 5 de cupe. 8 de cupe. Valetul de spade. Iar comunicare, că tot am început cu asul de spade. Și 9 de spade. 9 și cu 10, într-un fel e bine. Trebuie să se comunice. Durerea. Frica cu 18 luna. Poate niște visuri. Mai degrabă coșmaruri, aș spune, cu 9 de spade. Dacă nu sunteți voi aici în doliu, sunt ei. Nu știu dacă în doliu, cât în regrete, repet. 5 de cupe înseamnă regrete. Regrete că au pierdut timpul cu prieteni instabili, nesănătoși. Regrete că v-au părăsit. Interesant, au trecut podul, au trecut peste mări și țări, s-au dus în cetățuia Sodoma și Gomora. Așa sunt inspirată să zic. Dar cetățuia va pica, marele turn va pica. Dați-mi voie să mai pun și să mai bag și mesaje de asta, pentru că știu sigur că pică marele Babilon anul acesta. Dar regretă că nu s-au uitat la cele două cupe. Vor comunica. Dacă sunteți voi într-o situație foarte neplăcută, veți depăși. Poate o călătorie, poate comunicarea cu cineva vă vor ajuta să depășiți această, să transformați, să vă transformați energia. Și dacă veți face un drum, o călătorie, poate că acolo o comunicare cu cineva, valetul de spade. Vedem ce se va întâmpla, ce va face, ce efect va avea. Dar vedeți, eu simt acum altfel energiile. Dacă voi sunteți în regrete și într-o situație critică, vă transformați, că asta înseamnă sufletul, butterfly, transformare 2 și cu 8, da, transformare. Depășiți, repet. Și apoi ei se vor întoarce stresați să comunice. Vai, cum m-ai părăsit? Taie-te, pisii. 8 de cupe, liberare de... Exact! Ziduri mari! Zidul Berlinului. Păi, vii acum când pică turnul Babilon la mine? Nu. Turnul Babel, nu Babilon. Turnul Babel, nu. Eu am de manifestat adevărul dincolo de zidurile pe care le-am creat. Și dincolo de zidurile pe care le-am creat, există o nouă lume. Și expansiune, nu e așa, de acolo. Da. N-ai știu ce să alegi, acum vii să-mi oferi sexy time, sexy time. Papisi, 6 de spade, regina de spade, papisi, n-am nevoie de tine. Du-te acolo unde aparții. Ești just a little boy, girl. Pică turnul? Pică turnul Babel, te-ai trezit? Se dărâmă tot în jur și ai nevoie de stabilitate, ai nevoie de înțelegere, regina de cupe, de soare în suflet, de empatie.
Acum când ai probleme la locul de muncă, când ești trădat, la la la, nec. Ne. Ia pune-te și învață. Vezi că cineva va încerca să se agațe de voi, mare grijă. Astea sunt interpretările mele, dar hai să mai vedem. Ce vrea acest valet de spade să comunice? Ce vrea acest valet de spade? Ai, 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 ai. Curățăm cărțile pentru numărul 2, clarificatorii. Ia uite, ce e aici? 7? Faeton, interesant, seamănă cu numărul 1, dar altfel. Faetonul. Posibil călătorie la distanță, cineva vine de peste hotare sau voi veți depăși faetonul. Veți pleca înainte să se dărâme. Ei vor pleca când se va cutremura totul și să nu fie prea târziu pentru ei. O să vorbesc când vorbesc despre vibrația noi despre aceste cărți. Very important. Oh, hai să clarificăm tot așa. Numărul 2. 3. Odată. De două ori. De trei ori. Poate și voi sunteți triști acum cu... că ați fost loial cuiva. Poate. Însă apare transformarea. Încheiați ciclul 10, apropo. Asul de monede, ce frumos. O nouă relație. Doi de cupe. Ce frumos! Yes! Mai mă bucur și eu. Ia uite, cavalerul de spade seamănă așa pe aici pe acolo cu numărul 1, dar nu e la fel. Poate sunt energii similare în... la un moment dat au fost asemănători sau asemănătoare situațiile. Sunt două situații care seamănă sau au semănat la un moment dat, dar pe urmă se separă. Hăp, așa, ia uite, 9 de spade și marele preot. A zis că cineva aparține cuiva, unui cult, unei familie, unei religii, unei culturi, neapărat cult, unor reguli, unor concepte. Dacă stai după familie, ia că așa e, filmul e frumoasă familia, dar totuși, pardon. Cum să mai fim autentici dacă stăm în restricțiile acelea? Ia uite, ia, 8 de spade. Ia așa. N-a știut ce să aleagă din cauza că a fost blocat. Regele de monede, poate chiar e căsătorit, căsătorită. Da. La distanță, peste hotare, e, că așa, sau are responsabilități. Job, toate vor pica. Toate vor pica. În fine. Deocamdată. Am zis, voi veți merge mai departe. Dacă a fost o relație care n-a putut să crească, a murit în fașă, o veți depăși. Vă va ajuta un suflet pereche. Vă va ajuta un suflet pereche. Sigur, vă vezi, dacă experimentați pierderea cuiva, 5 de cupe și temperanța, vă veți vindeca, că văd 5 de cupe și moartea, vă veți vindeca, vă veți regăsi independența și frumusețea. Aș vrea totuși cavalerul de spade, ia dă și cavalerul de spade, valetul de monede. Cavalerul, valetul, încă o carte. Vor să ofere stabilitate, ați văzut? 6 de monede, să ofere reciprocitate. Mai dăm o carte. Vor să vindece. Pentru unii dintre voi poate să fie un nou personaj, asul de monede, care își dorește să fie alături de voi în aceste momente speciale. Eventual regretă că n-a putut să fie din alte motive, nu cele pe care le-am spus mai devreme. Și
va comunica despre faptul că vă simte, că vă înțelege, că poate aveți comunicare și telepatică. Va comunica despre dorința de a colabora și de a crea ceva consistent. Să vă susțină într-un proces de vindecare. Cavalerul de cupe este romantic, este empatic. Și să declare ceva cu valetul și cavalerul de spade, să declare dorința de a pune cărămidă în această relație dintre voi. Cărămidă peste cărămidă. De a vă, vedeți, pământ și apă, de a vă susține și emoțional și practic. Da. Dacă voi experimentați durerea acasă, într-o căsnicie, în ceva sau în familie, o veți depăși. Văd cărți, te arată. Eventual cu ajutorul acestui suflet pereche, care poate să fie și de același sex. Nu mă gândesc la relații... Eu nu sunt pentru relații de același sex, dar poate să fie și o prietenie cu doi de cupe. Nu vă gândiți musai la amoruri, dar pentru unii poate să fie o prietenie. Da, cu fi și amor, veți trece și veți vedea. Hai să curăț cărțile. Da, un bărbat, uite, 28. Un bărbat vrea să vă fie alături. Posibil cu bani. Acușica. Vom vedea ce mai fi. Posibil unul dintre voi să nu mai creadă în căsnicie, să nu mai creadă în relații tradiționale după ce a experimentat niște dezamăgiri. Șapte de cupe, confuzii, visuri. Ia uite, iar apare cinci de cupe, dar vă veți întoarce, vedeți? Vă veți întoarce către sufletul vostru pereche. Sau ei. O dată, de două ori, de trei ori. Veți alege. Între două persoane, una care va dezamăgi și una care vă va susține la greu. 10 de cupe, ce frumos, începe ceva. Că o fi afaceri și veți fi de succes, veți vedea. Că o fi relație care vă va aduce vindecare, văd multe stele, vindecare pe multe planuri, asta îmi sugerează. Și... Da. Ia uite, asul de spade. Comunicare de la distanță, în adevăr, despre această dragoste, despre... această dorință de a susține la greu pe cineva, eu asta aud, lumea, ia, de peste hotare cineva vine sau încheiați capitolul acela trist, se va încheia încetişor, încetişor, da? Da, și veți munci. 8 de monede. Poate cineva a muncit pentru familie și, eu știu, s-a ales cu mari dezamăgiri, cu mari pierderi, dar mai aud acum 9 de spade, ci marele preot și 8 de monede. Posibil, unul dintre voi se va stresa la un moment dat cum să vă ceară în căsătorie sau cum să manifestați un contract. Contract serios și să lucrați împreună. Va fi stresat, eu știu care, nu știu dacă voi. Unul dintre voi. Eventual va trebui să muncească un pic la capitolul credință. Muncească să depășească o stare de pesimism. Poate chiar voi, nu știu cine, nu știu dacă sunteți voi sau cealaltă persoană care experimentează această energie foarte, foarte, foarte tristă. Dar nu e ușor să treci. Vă zic și acum din experiență, nu e ușor și vorbea, știu. Multe. Și tot nu e ușor. Da, pe cei care nu știu. 9 de spade, marele preot, credința este provocată de această durere, de acest stres. Dar trebuie să munciți. Poate muncind, da, veți recăpăta credința. Ia uite, trebuie să vă înfruntați demonii. Da. Și veți renaște, ia uite, vă veți vindeca.
frumos. La capătul, ia uite, liberare de blocajele pe care le-am văzut mai devreme, ia uitați, 8 de spade, ia uite. De, ori persoane stricte, ori persoane care s-au gândit la bani, ori oameni care au încercat să vă țină în preajma lor, în vibrația lor, dar nici nu au fost alături de voi, nici nu, știți cum e, nici cu tine, nici fără tine, ceva de genul ăsta, vă veți elibera. Iar doriu, dar veți manifesta o nouă relație, o nouă pasiune. Și ei vor regreta, cei care au stat în preajma voastră, cei care s-au bucurat de problemele voastre. Da, sunt oameni care se bucură săraci. Săraci, să le dea Dumnezeu minte și să ierte. Eventual. Hai să vedem mesaje. Mesaje de la înger pentru voi. Mesaje de la înger pentru voi. Asta vrea să iasă. Simte acte de amabilitate. Eventuale. Da, doi de cupe. Acte de amabilitate. Cavalerul de cupe. Da? Amabilitatea te energizează, da? Și aduce fericire și celor alături de tine sau din jurul tău. Poate voi trebuie să fiți amabili față de cei care trec prin situații neplăcute, poate alții vor fi pentru că meritați legătură spirituală, vedeți? Apropo de mare preot, dar nu este foarte și suport, susținere. Dați-vă șansa la dragoste. Cineva vrea să vă demonstreze dragostea sau va vrea, ia uite, Union of Hearts, întoarceți-vă inima către lumină. Dacă voi acum experimentați niște situații neplăcute, veți fi susținuți, nu știu de cine. Dar permiteți oamenilor să vă susțină ca să se schimbe energia și să vă atrageți această uniune a inimilor. Da? Chiar veți pune bazele unei relații și în plan practic. Nu doar emoțional, spiritual. Interesant, da? Mie mi se pare interesant. Sper că și voi curățăm cărțile. Mesaje. Sfătulețe pentru numărul 2. Sfătulețe. Ioi. Concentrați-vă pe pozitiv. A venit invers. Nu prea sunteți. Nu știu. Voi, nu știu cine. Concentrați-vă. A venit un pic invers. A venit invers. Asta e adevărul. Verificați-vă realitatea în care trăiți. Am o carte. Concentrați-vă pe pozitiv. Da. Și analizați situația. E chiar așa totul atât de negru? Iertați, relaxați-vă și fiți reale. Cam atât. Sper că v-a plăcut. Sper că nu uitați să vă adaptați mesajul. Ce spun despre voi poate să fie o altă persoană. Și invers, nu pot tot timpul să-mi adaptez persoana la care vorbesc, adaptați-vă și voi și persoana și timpul. Unor vorbesc la prezent, deși vorbesc despre viitor, altor vorbesc la prezent, deși vorbesc despre trecut. Știți că, fiind etalare colectivă, prezentul vostru poate să fie trecutul altora. Și viitorul la fel, să fie la alt timp. Așa că nu vă mai supărați dacă spuneți că vorbești de... O fi trecutul dumitale, dar o fi prezentul altuia care experimentează o situație asemănătoare, însă e într-o altă etapă. Cam atâtica. Mai. Sper că v-a plăcut. Da? Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Și stați așa, stați să vă pup. Vă pup numai bine, ceau, ceau. Și s-a prins lumina, că parcă s-a făcut o leacă seară. Hai să vedem cei care ați ales numărul 3. Cei care ați ales acest set de cărți. Ia să ne-a venit ceva, vin și aici. Da, au venit două cărți. Ia uite. 8 de spade și 10 de băte.
Sper că cineva nu-și consumă energia într-o situație în care se simt legați, posibil. Legați de responsabilități sau nu pot să... Da, sunt foarte legați. Da. Acum, dacă cineva e la închisoare, că 8 de spade și cartea care reprezintă închisoare, cu fi mentală, cu fi emoțională, cu fi chiar reală, 10 de bâte ar putea să fie și încheierea acestui ciclu. La capătul setului de cărți ar fi, să zic, varianta bună, să încheie acest ciclu în care și-a consumat Alcatraz energia. 9 de spade. Acest personaj probabil s-a stresat pentru că iubește, dar n-a putut să verbalizeze această dragoste, 2 de cupe. Față de care simte, ia uite, simte și multe pasiune. Urmează să comunice, urmează, va comunica. Pentru că nu vrea să piardă, nu vrea să vă piardă. Nu vrea să vă piardă acest personaj. Apare creație, apare leadership-ul, conducătorul. Merlin, fii tu cu minte acolo, Merlinuș. Hai să vedem situația prin care treceți. Înainte de toate, curăți cărțile. Situația prin care treceți. Aproximativ. Numărul 3. Uai, ce sari. Wow. E bine că a venit 8. Invers. 8 de... Dacă ați pierdut pe cineva, depășiți, este invers. E bine că a venit invers. Poate că nu este pierderea voastră, poate e pierderea cuiva. Apare coșciugul. Dar a venit invers. Asta e bine că a venit invers. Poate sunt chestiuni financiare, moștenie de familie. Mai dăm o carte. Și cu 3. Poate să fie un triunghi amoros pentru unii, cineva care a înșelat acasă, pentru mine 8 înseamnă și căsnicie. 7 sunt contractele, dar 8, casa 8-a, a sexului, a banilor, a căsniciei cu adevărat, nu doar contractul. 5, marele preot acasă, da, tradiției. Posibil cineva mănâncă banii cuiva. Ho, ho, ho. Da, ce frumos că apare renașterea. 20. Judecata, renașterea în tarot. 9, 9 de monede. Independența, succesul, reușita. Sau poate sunt două energii diferite. Unul renaște, celălalt își plătește karma. Interesant. Curățăm cărțile. Energia voastră. Hai să vedem unde sunteți. Da, 5, 33, interesant. Schimbare. 33, 6. Schimbați ceva în viața voastră. Schimbați ceva și veți schimba într-un mod foarte extravagant. Ieșiți din șabloane. Ieșiți din șabloane. Energia voastră. Poate sunteți în preajma cuiva. Da, ia uite. Secrete, strategie. Cineva vă urmărește în secret, dar nu vă supărați. Cineva, dacă vă urmărește cineva, voi faceți pace cu străbunii voștri. Dar dacă cineva face... ritualuri. Ritual.
Trebuie să zic, dacă cumva cineva face ritualul de dragoste și încearcă să vă mențină într-o zonă crepusculară, eu zic că voi vă eliberați, schimbați. Vă găsiți personaje care vă extrag din situația neplăcută în care sunteți sau ați fost. Ia uite, 5 de spade, jocuri mentale. Invidii, bârfe. Mie nu-mi plac oamenii care fac vrăji. Nici măcar de dragoste și cred că cine face așa ceva de orice fel, de vrajă sau așa, o să-și ia karma. Dar Lin, fii cu minte, te rog frumos. Numărul 3. Cred că pun pauză să o dau pe meninuță afară. Dar uitați unde s-a oprit, la temperanță, la vindecare. Meditați un pic. Temperanță, că tot avem niște situații neplăcute și financiar și poate pierderea cuiva la un moment dat cândva. Vă vindecați și vă schimbați energia alături de oameni care chiar dacă sunt altfel decât voi, aș spune că au evoluat, evoluează în continuare în așa fel încât să găsiți armonia împreună cu acei oameni, nu cu... Ai, o dată. Ia uite. Împărăteasa, 5 de monede și 6 de pute. Cine a fost atât de prost să părăsească o împărăteasă? Nu știu, doar ca să atragă atenția, doar ca să se ducă în alte... La alte coronițe? Da. Alte coronițe, fetițe. Nu știu, dar... Atăiete. Împărăteasa, chiar dacă este părăsită, 5, apropo de 5 probleme financiare, chiar dacă are probleme financiare, își va regăsi 5. Credința și succesul. Alături de oameni care au succes, care o văd, care o apreciază. Ia uite 10 de bute. Eremitul. Zodia Fecioare, Gemeni, Balanță, Vărsător, Leu, Berbec sau Săgetător. Dezamăgire. Dezamăgire mare, tăcere mare, asta e. Unul va manifesta adevărul și se va elibera de jocurile mentale și își va regăsi eventual, a zis, renaștere și 9 de monede. Independența, succesul. Celălalt să rămână cu... Ce a produs. Adică, a produs suferință, să rămână cu regretele. Cu inima frântă. O dată. De două ori. Numărul 3. De trei ori aprilie. Ia uite, diavolul, situație toxică. Băi! Iar doliu. Iar regrete. Dar, cine suferă și a fost cu inima curată, se va vindeca și va manifesta o nouă relație fericită. Celălalt va rămâne în... Ce trebuie să rămână? În ce trebuie să rămână? Da, dar a rămas asta răsucită, ați văzut-o? 6 de spade de bute vrea să iasă în evidență, ca de obicei. Probabil cineva care vrea să iasă în evidență, narcisist. Narcisistă, 2 de spade blocați, 9 de spade. În momentul în care blocați situația neplăcută, celălalt se îngrijorează. Valetul de monede și 3 de monede. E fain. Începeți să studiați cum să vă reconstruiți viața. Că valetul de monede, am mai zis eu, ca și cel de spade, dar un pic mai ordonat, mai meticulos. Subliniază cuvintele, își face puncte, își face planuri. Valetul de monede studiază cum să se reconstruiască. Cum să lanseze o afacere de succes. Cum să... Da, și oamenii să aprecieze ce fac și va fi apreciat. Acum și ca o să vedem exact ce înseamnă. Însă, e un blocaj de spade necesar ca să puteți alege, să vă ascultați intuiția. Să nu vă mai stresați.
Dar ia uite, valetul de bâte, iar vale, nu, valeți, 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 marea pleiadă. Mai, îmi pare rău, posibil că sunteți urmăriți de cineva, valetul de spade, care simte foarte mare atracție față de voi, vrea să inițieze ceva, dar în secret are posibil ori o mamă și un copil și sunteți într-un triunghi amoros, posibil. Ia uite, patru de bâte și familia și aventurosul. Aventurosul. Fiec. Sorry. Sorry. Hai totul să amestec aici cărțile. Curățăm cărțile pentru numărul 3. Regina de spade, care taie în carne vie, spune adevărul, divorțează sau taie stringurile, variază de la un om. Pentru că ceva n-a fost. Ați iubit? Ați iubit. Poate că au iubit și ei, dar să clarificăm. Numărul 3. Ce cu acel 3 de spade, 9 de spade? Să clarificăm o dată, aprilie, de 2 ori, de 3 ori. Aer și pământ în mod special, gemeni, balanță, vărsător și ceva taur, fecioară, capricorn. Dar avem și ceva foc, avem, uite, avem foc. Trebuie să alegeți. Să sunteți la răspântie de drumuri, la răscruce. Răspântie. De vânturi. Ați citit? Cine mai citește cărți? Nici măcar în tinerețe, dar răspântie de vânturi. Ia uite, trei de monede. Eu cred că a fost totuși un triunghi. Trei de monede, trei de monede. Dar aici am zis dislocă. Cineva se dislocă. Și să-i lăsați pe ei. Doi. Șase de cupe. Posibil cineva se gândește la o împăcare, dar mai vedem. Turnul. Șase de monede, drăguț. Asta e. Exact turnul. Vedeți? Eu am imaginea în minte. Sper că o vedeți și voi. Cineva ia cărămida din turnul ăsta. Și începe și pică. Ca la jocurile de domino. Da? De ce? Pentru că și vă luați voi, aș spune, hai să zic, varianta asta frumoasă. Voi sunteți cei care vă luați cărămida și vă reconstruiți în altă parte. Pentru că susțineați, piatra de fundație, cum se zice, zis bine? Piatra de căpătâi, cum e? Nu, știți voi expresia. Chiar era și în Biblie. Se refera la Isus, acel termen, dar o să-mi aduceți voi aminte în cazul în care nu mi-l aduc eu aminte corect. Da, lucrați. Dacă cineva v-a pus într-un triunghi amoros că văzusem aici niște chestii. A secret, wife, a secret. Zo? Asta. Repet. Blocați. Îi lăsați pe ei doi. Voi vă luați cărămida, energia, pasiunea și vă reconstruiți în altă parte. Rămâneți singuri și vor veni oameni și wow, ce ai putut să faci în momente atât de speciale, de grele. Cineva pierde bani cu coșciugul și cu invers. Optul acela pierde bani. Asta e karma celor care v-au pus în situații neplăcute. Vă pierde bani. Ia uite. Vor rămâne lângă oamenii care le consumă energia și resursele. O să mai clarificăm. 9 de spade și 6 de cupe. Posibil se vor stresa la un moment dat, poate chiar acum îi blocați în prezent. Poate chiar acum experimentați turnul. Sau experimentați de mai mult timp. Dar valetul de monede, a zic, iar este energia prezentului vis-a-vis de
ori o separare tulburătoare, cutremurătoare, ori o, eu știu, revoluție interioară, poate chiar colectivă, de cartier, eu știu ce. Glumesc, dar nu o fi chiar glumă. Deci voi acum vă reconstruiți, că a fost clarificarea. Ce reconstruiește numărul 3? Uite, această separare. În acest an se reconstruiește, este numărul 16. Pentru că unii dintre voi ați plecat încă de anul trecut, aud. Ați manifestat faetonul și acum ei trăiesc turnă. Ați plecat înainte să se dărâme și acum ei suportă cu tremurul. Da. Ar vrea să se împace? Poate. Dacă s-au întors la trecut, la nimica cu copii, la un personaj cu care au avut o poveste mai veche decât a voastră, poate au și copii, că văd soție, am văzut soție, regretă, nouă de spade, este un coșmar acolo. A tăiete. Frumos este că încep, se termină perioada aproximativ cu asul de monede. Ați început eventual. Repet, pentru unii ați început, pentru alții începeți. Variază timpurile pentru că e etalare colectivă. Așa că numai ce-ți va e când zici de trecut. Nu, pentru tine e trecut, pentru alții este prezent, pentru alții este viitor. Așa. Dacă vrei să învățați, bine, dacă nu, tot bine. Și ce ați început să investiți, sau situația, proiectul în care ați început să investiți reconstrucția voastră, vă va atrage atenția și aprecierea multora. De-aia a apărut 6 de bute. Ei au vrut să atragă atenția coronițelor. Acum voi veți atrage atenția oamenilor cu care puteți colabora. 33, da? Cu care vă oglindiți. 3, da? 3 și 3. Ha! Ce drăguț! Vedeți, apropo de dislocare, 33-23. Voi mergeți. Vedeți? Voi mergeți către relații care se oglindesc, în care vă veți oglindi și veți manifesta abundență și schimbare și comunicare în momentul în care ați luat cărămida, piatra de temelie, așa, de temelie, nu de căpătăi, de temelie, ei rămân în 2. 2 și cu 3, 5, în pierdere. Să rămână cu cei care vor bani, vor, eu știu ce vor. Ia uite, 4 de monede. Diavolul, deschisei la diavol, fuck you, diavole. Scuzați-mă, mai zice omul și astea, pe ce? Voi nu ziceți? Ia uite, obsedat de sex, so what? Era o melodie ce-mi place, de uite și de atenție, 6 de bute. You don't impress me much, parcă așa se numea melodia, don't impress me much. Și ce dacă ești sexy, și ce dacă ai bani, și ce dacă ai aia, dacă n-ai suflet, dacă nu știi să fii alături de mine. Și n-aia Twain. You don't impress me much. Drăguț. Dedicație. So what? Doamnelor și domnilor, cei care vă păstrați valoarea, vă luați moneda și o sădiți acolo unde trebuie, veți echilibra și financiar și emoțional și vă veți trage. Ia uite, parteneri care să vă susțină, apă și cu pământ dau bine, dar conceptual poate să fie orice zodie. Oameni care vă iubesc și vă alintă și vă susțin, da? Ei se rămână cu banii. Și se țină bine pentru că vor fi furați de coronițe. E cât sunt rea? I'm a bad girl. Nu sunt rea. Sunt ironică? Sarcastică? Încă nu. Se poate și mai rău. Poate să fiu și mai rău. Și voi. Curățăm cărțile. The future. Hai să vedem. Astea sunt cărțile After Tarot. Ce va fi? Next. The next. Ce vrea să ies? Uite. Și la voi, interesant, vă eliberați 8 de spade. Vă eliberați de cei care au încercat să vă țină.
nici cu voi, nici fără voi. Nu se poate așa ceva. Mai, nu suport chestia asta. Sunt o persoană liberă. Și repet, liberă, nu libertină. E o mare diferență. Ia uite, cavalerul de bâte. Dar simt altceva despre cavalerul de bâte. Ia uite, turnul. Trei de monede, iar. Prea sexy! Prea sexy! Asta e. Voi vă reconstrui într-o colaborare. Armonioasă. Cu oameni care și-au înfruntat demonii, care s-au vindecat de toxicitate, de adicție și cu care puteți să construiți. Ia uite, astfel de monede. Relații stabile. Eu asta aud, asta văd. Dar cavalerul de bâte l-am văzut mai devreme și ca o energie plină de... Vedeți, parcă se aruncă și aici la fel. Că se aruncă așa, în timp. Vă veți cuceri destinul, cavalerul de bâte. Ce mi-a atras atenția, mă, special? Acest sfinx. Vă veți vindeca. Revitaliza. Ia uite, regina de bâte. O veți regăsi încrederea, energia, creativitatea. Regina de bâte văzuse mai devreme. Însă, hai să vedem. O dată clarificăm numărul 3 de 2 ori. De 3 ori. Ce de monede? Problema banilor. Money, money. Banii vorbesc. Banii vorbesc. Stai cum era. Banii vorbesc. Unii te ridică, alții te lovesc. Yes! Nebun. Ce am făcut aici? Așa a fost să fie. Ok. Valetul de monede, exact. Mai seamănă etalări. Uite, iau-te-l. Am văzut că... Da, nu știam de unde să-l iau. Era aici valetul de monede. Am zis că seamănă, dar nu sunt chiar la fel. Asta e. Începeți ceva nou. Veți începe, că e mai de viitor. Veți începe. Studiați ceva, descoperiți un talent, vedeți în ce să investiți. 4. De bâte. Și veți manifesta stabilitate, o întâlnire, ia uite. Nu știu dacă îi fac răgeamănă, că totuși e număr maestru și simetric. Poate 11, 33, dar... Veți lăsa în urmă stresul. Doi de spade. Iar, blocați, ați început cu doi de spade, veți mai continua să blocați energiile care vă destabilizează ca să vă concentrați pe reconstrucția voastră. 7 de monede. Ia uite, iar ia moneda. Cineva ia moneda și investește într-o nouă direcție, într-o nouă colaborare. 7 și cu 1, 8. 7 și cu 3, 10. Munciți pentru stabilitatea voastră, pentru eventual a vă reface averea, dar nu e vorba doar de avere, o nouă afacere, o nouă relație cu oameni stabili. Ia uite, vă vindecați de acest diavol, obsedat de sex și de bani. Înfruntați, interesant, aceste remiți, Zodia Fecioarei, Capricornului, Gemeni, Balanță, Vărsător, văd mult Zodia Fecioarei, Capricorn și Taur. Așa, și semne de aer, mă, special, dar ceva apă, ceva foc. Mi-a trage atenția acest șarpe. Șarpe care este simbol falic. Veți ține în mână. Tot apărut l-am dat, nu știu când v-a zis, a apărut șarpele. Sper că nu sunt înțeleasă greșit. Veți
controla impulsurile sexuale. Le veți controla și ale voastre și ale persoanei care este necontrolată sexual. Și vă veți vindeca, le puneți lumină, le veți arăta. Hei, băi, interesant. Ia, hai, scoate obsesia în față. Să te văd. Glumesc. În fine, vedeți cum pune lumină exact pe șarpele ăsta? Mai reziști în fața luminii? Luminii divine? Bestie! Beast! Ok, și veți depăși. Veți alege o nouă direcție cu 3 de bute. Vă veți elibera. Și într-un mod, veți crește spiritual, Marea Preoteasă și Împărăteasă. Vă veți elibera de acest personaj. Probabil personajul a ieșit la drum, face drumuri, vă veți elibera. Am zis, mergeți către stabilitate. Ia uite. 3, de la 3, 3, 3. Ei rămân cu soția secretă, 23, și voi manifestați în... Care ar fi cuvântul? Într-un mod misterios, o abundență pe care mulți o văd. Wow! A putut așa ceva? Uite, a putut, a luat-o de la zero și a putut. Frumoase vești vă dau, nu-i așa? Da. Cavalerul de monede. Iar veți sădi și vă veți bucura de roadele muncii voastre și vor fi oameni care vor schimba perspectiva, voi veți schimba în continuare perspectiva altora, le veți aduce credință prin ceea ce veți face. Ia uite, cineva acasă obsedat de bani și de sex. Pisi! Hai! Pa! Ca să nu zic altceva. A zis, fuck you, diavole! Ok, zic și eu, mai zic. Ce? A zis în engleză, că dacă ziceam în română suna mai urât. Așadar. Ai. Curățăm cărțile. Mesaje. De la îngeraș. Pentru numărul. Sper că nu s-a decalat sunetul când am pus pauză, s-o scot pe Merlinuș. Ia uite, numărul 15 al diavolului. Văzuse-ți aici 15. Practicați compasiunea. A, merge și un fuck you, dar așa, bă, îmi pare rău, fuck you. Atâta puți, atâta faci. Practicați compasiunea. Am zis că puneți lumină pe imaturitatea lor. Ne uite cum se pune lumină. Imaturitatea. Vorbești mult și prost și nu faci nimic. Scuzați-mă, sunt rea, mai dăm o carte. Practicați compasiunea. Iac, așa. Aveți credință. Cu credință veți face toate. Și dragostea este în jurul vostru. Ia să vedem. Alte sfătulețe. Curățăm cărțile. Ei, ce bine că nu s-a mai întrerupt. Sfătulețe. Go wild. Ei, cred că personajul acesta o va lua... Va face ca trenungar. Go wild. Dar sfatul este să-i înfruntați. Da. Vorbiți mai puțin și simțiți mai mult. Eventual, concentrați-vă pe reconstrucția voastră. Că aveți multe de manifestat. Go wild. Ia uite, analizați situația și voi și vedeți lucrurile... Dintr-o altă perspectivă mai mare, am văzut spânzurată, schimbați perspectiva. Un ansamblu. Da, sfătuleț. Ia că așa stă. Iată, practicați gratitudinea, compasiune. Asta e, n-am ce să faceți. Și era? Și gândeți. Gândiți la situația în care sunteți, analizați, gândiți. Faceți-vă timp pentru voi și dragostea față de voi înșivă, în sensul frumos al cuvântului. Pe renașterea voastră, pe reușitele voastre. Am uitat că la 33 este schimbare de energie, de atitudine, ieșiți dintr-un 3, manifestați al 3. Dar, am zis, cineva va fi alături de voi. La fel de weird, de ciudat, la fel de ciudat. Dar, cu care puteți să vă lansați exponențial, aud, într-o nouă direcție, să creșteți.
într-o nouă direcție. Sper că v-a plăcut, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și vă pup. Ceau, ceau, numai bine!